Operatorii economici din județ care comercializează fructe și legume proaspete se pot trezi în orice moment cu o vizită a comisarilor CJPC, întrucât una dintre tematicile acestui sezon este reprezentată de calitatea acestor produse. Etichetarea legumelor și fructelor în mod corespunzător, starea acestora, calitatea, dar și informarea consumatorilor asupra produsului pe care îl cumpără au fost verificate până acum la 10 agenții economici. Abaterile de la legislația privind protecția consumatorilor a condus la sancționări, astfel că s-au aplicat amenzi în valoare totală de 3.600 de lei. Legalitatea și modul de comercializare a legumelor și fructelor, existența documentelor de proveniență, verificarea încadrării legumelor și fructelor în cerințele de calitate din standardele de comercializare specifice, respectiv cerințe minime de calitate, în limita toleranțelor admise, produsele trebuie să fie întregi, sănătoase, se exclud produsele afectate de putregai sau alterate, astfel încât devin improprii pentru consum, curate, fără materii străine vizibile, fără dăunători, fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa, fără umezeală externă anormală, fără miroși sau gust străin. De asemenea, la comercializarea fructelor și legumelor, comisarii CJPC au avut în vedere ca produsele să fie etichetate corespunzător. S-au urmărit astfel dacă aveau inscripționate ambalatorul, expeditorul, produsul, specia sau soiul, dar și țara de origine. Totodată, calibrul, unde este cazul, categoria de calitate, dar și marca oficială de control. Urmarea acestei acțiuni de verificare a fructelor și legumelor proaspete s-au controlat 10 operatori economici care comercializează fructe și legume proaspete, fiind verificate 1.800 kg legume proaspete și 300 kg fructe proaspete, fiind aplicate 10 amenzi contravenționale în cuantum de 3.600 de lei, acțiunea de control aflându-se în plină desfășurare. O altă tematică de control a CJPC-ului a reprezentat-o apa minerală naturală. Au fost verificați 14 operatori economici și aproape 750 de litri de apă. În urma verificărilor, 8 operatori au primit amenzi în valoare de 20.000 de lei. Sunt vizate de controle și ștrandurile, piscinele, dar și bazinele de not, urmărindu-se respectarea calității apei de îmbăiere, dar și a clorului rezidual sau dezinfectarea bazinelor de not. Acțiunile de verificare a ștrandurilor și piscinelor se vor desfășura până la sfârșitul sezonului estival, cel mai probabil până în luna septembrie. Controalele nu se vor rezuma doar la bazinele de not, ci și la chioșcurile din incinta unităților de ștranduri.